Această rubrică este prezentată de NIAT Medical City, primul oraș medical din România. Pacientul are nevoie de o abordare holistică. În același timp are nevoie să știe că și aparținătorii sunt incluși în acest ciclu al comunicării diagnosticului, tratamentului. Este o așteptare pe care pacientul o are. Este foarte importantă ca familia să știe de la început despre ce este vorba, care este parcursul tratamentului, care este protocolul decis de către medici și să poată sprijini în egală măsură pacientul împreună cu echipa medicală. Cred că în ultimii ani, în România, lucrurile au început să se schimbe în ceea ce privește abordarea vârstei a treia. Și sper să ajungem la o îmbătrânire cu succes, ceea ce pentru mine înseamnă o acceptare, în primul rând, a etapelor vieții. Indiferent de vârsta și diagnosticul pacientului, este important să ai un proces de consiliere și cu aparținătorii. Acest proces e nevoie să includă clarificarea diagnosticului, clarificarea nevoilor medicale pe care pacientul le are și apoi să se hotărească împreună cu echipa de medici care este parcursul potrivit atât pentru pacient cât și pentru familie. Atunci când vorbim, de exemplu, despre pacientul oncologic sau pacientul în paliație, chiar și pacientul geriatric, avem nevoie să ne uităm la ce este acasă. Avem nevoie să știm că atât familia cât și pacientul găsesc o soluție în care ambele părți să se simtă mai puțin vinovată, mai puțin descurajată. Atât pentru medici cât și pentru aparținători, a transmite încredere pacientului este foarte important. Modul de comunicare să fie empatic, să fie cu respect, să fie potrivit gradului de înțelegere, să nu avem impresia că dacă îl menajăm de anumite informații, facem bine. Este o cale cu două sensuri, adică o comunicare corectă între pacient și aparținători, dar și între medici și întreaga familie. Aparținătorul pacientului aflat în paliație are nevoie să știe adevărul crud, aș spune, pentru a ști ce urmează pentru întreaga familie. Pacientul în sine are nevoie să știe atât cât vrea să știe. Pe pacient e important să-l asculți. Această rubrică a fost prezentată de NIAT Medical City, primul oraș medical din România.